Frozen 2. No. E timpul iar? Da. Lumea are nevoie de o recenzie. Love it. Into the unknown. Asta o să fie probabil noul sunet pe care o să-l tot auzim de la, na, copii mici, fetițe mai ales, peste tot, este noul Let It Go. Și prin chestia asta o să intru absolut direct în recenzie, fără spoiler, stați liniștiți. Mi s-a părut că au vrut, cel puțin poate așa m-am gândit eu dinainte și de-aia mi s-a părut, nu știu, poate e părerea mea personală, mi s-a părut că au vrut neapărat un Let It Go 2, adică au vrut să găsească o melodie care să aibă un impact la fel de, sau poate mai mare, sau mă rog, măcar la fel de, după părerea mea n-au reușit, dar mă rog, asta e părerea mea, poate dacă n-aș fi văzut toată lumea nebunind cu Let It Go pentru primul Frozen din 2013, apropo, wow, probabil nici atunci eu n-aș fi zis, da, Let It Go, super mișto, melodie, na, eu personal. Nu zic că melodiile au fost nașpa, dar au fost cu vreo două prea multe, se cântă prea mult, parcă în partea asta a doua, și astea două care au fost parcă în plus, nici n-au fost grozave, adică parcă pur și simplu au vrut să mai bage una acolo și hai să mai băgăm una acolo. Știi, nici măcar nu prea aveau sens sau versuri ca lumea, era pur și simplu vorbea despre situația, vorbea Ana despre situația în care e atunci sub formă de cântec. Dacă tot am intrat în părțile slabe întâi, sunt și părți bune, ajungem și la ele, povestea, scenariul este mai slab decât primul, e simplu, adică na, e Disney, e pentru copii, înțeleg. Dar părea și din trailer și din cum începe prima jumătate, părea că o să fie complex-ish, mă rog, putea părea un pic mai complicat decât a fost, un pic mai mult, nu știu, mister sau măcar deznodământul și punctul culminant să fie ceva mai, nu vreau zic epic, că e prea mult, dar un pic mai, așa, mi s-a părut că punctul culminant și deznodământul au fost foarte simplificate și parcă n-a avut sens tot filmul, până la urmă, dacă stai să te gândești, adică eram, la sfârșit eram gen, a... Ok, da. Le-a trebuit subiectul ăsta anume doar pentru a putea să se joace un pic cu efectele, cu umorul, cu personajele, pentru că, na, părțile astea sunt punctele forte. Personajele pe care le știm, mă rog, efectele, wow, bine, poate cea mai mișto și extraordinară scenă este aia din trailer cu valurile, cu Elsa care încearcă să treacă de valurile alea, aia a rămas pentru mine... Wow, dacă nu era Elsa în cadrul ăla, nu îmi dădeam seama că e animație. Și mai sunt scene care arată super bine, totul arată foarte bine. Singura chestie care eu personal am observat-o, dar am fost singur, am întrebat foarte multă lume și nimeni n-a zis chestia asta, mi s-a părut că mimica feței și mai ales a buzelor, mișcările buzelor lor, parcă nu se potriveau foarte bine tot timpul cu vocea actorilor, nu știu dacă a fost, poate eram eu concentrat la un moment dat, dar nu căutam chestia asta, adică am observat-o de vreo două ori și după aia am fost un atent fără să vreau și mi s-a părut că parcă, nu știu, nu se potriveau mișcările cu cuvintele care ieșeau din gură, câteodată, poate doar eu, sper că nu v-am stricat filmul acum. În rest sunt multe scene, faze, imagini, peisaje, acțiune care arată super bine, adică efectele sunt Disney, animație Disney, vârful animației Disney, totuși multe aspecte. Majoritatea melodiilor, cum am zis, sunt ok. Este o melodie, este un cântec, ca un fel de videoclip aproape al lui Christoph, cântat de Christoph, o scenă care a fost ca un fel de parodie special, exagerat, cringy, mă rog, cheesy, nu știu ce, gen Backstreet Boys sau, nu știu, NSYNC sau nu știu, căcat care mi s-a părut Blue, mi s-a părut foarte amuzant. Deci am râs de la începutul până la sfârșitul scenei respective. Foarte amuzant, neașteptat de amuzant, a fost poate mai amuzant decât în primul. Cred că tot filmul mi s-a părut mai amuzant decât primul. Olaf a fost
a furat tot, parcă, pentru mine. Adică am râs aproape de fiecare dată când zicea Olaf, apărea Olaf, făcea Olaf vreo scenă. Aproape. Au fost și unele, eram gen, ok, bine. Bineînțeles, unele chestii convenabile pentru scenariu, pentru a pune în evidență fiecare personaj, trebuie să aibă fiecare personaj ceva de făcut și, mă rog, să aibă un rol și chestii și atunci scenariu trebuie să fie un pic forțat în anumite direcții. Dar, mă rog, ok, e film de copii. Chestia asta totuși a stricat tot ritmul, să zicem, filmului, oarecum, mai ales dacă mai adăugăm și subiectul care a fost slăbuț. Ana, sora Elsei, mi s-a părut jumătate de film, prima jumătate, destul de enervantă ca personaj. Dacă punem toate chestiile astea, deci scenariu cu ritmul, cu Ana, cu prea multe melodii, nu știu ce, e mai slab decât primul, după părerea mea. Umorul e mai bun decât în primul. În linii mari, povestea sau poate unele aspecte ale poveștii, unele puncte mai măricele, așa, au fost destul de asemănătoare cu primul Frozen. O să vă dați seama la ce mă refer. Copiilor o să le placă. Adulții, fanii primului film, da, poate mai puțin decât primul, nu știu, părerile voastre, părerile adulților, da, în comentarii, dacă v-a plăcut mai mult, dacă v-a plăcut mai puțin, ce vi s-a părut foarte mișto, mișto, mai puțin mișto, prost, foarte prost. Pentru mine a fost doar ok, a fost mai amuzant decât mă așteptam, mai amuzant decât primul, povestea foarte asemănătoare cu primul, dar mai slabă, ușor diferită, dar mai slabă, aceleași puncte oarecum, o să vă dați seama că a fost ușor copiată, poate după primul, punctele forte sau whatever ale primului. Pentru mine este la un plus, plus 7. Sunt absolut sigur că unii oameni o să dea note mult mai mici, n-au fost deloc impresionat probabil nici de umor, nici de imagine, nici de chestii și înțeleg. Iar alții care se concentrează foarte mult pe ce a vrut să fie, o să dea și note mai mari. Nota mea deocamdată acum este un plus plus 7, să zicem. Care-i faza cu Disney și promovarea tratamentelor, medicamentelor homeopate în filmul ăsta? Cine a prins, a prins. Cine înțelege, înțelege. What the fuck, oarecum un pic ciudat. Până data viitoare, care o să fie probabil săptămâna viitoare, pentru că plec acum când postez ăsta, s-ar putea să fiu în aeroport sau în avion sau, mă rog, plec din țară și mă întorc luni, așa că săptămâna viitoare urmează alte recenzii, filme, seriale, reacții, trailere, serialele astea noi care o să apară, Mandalorian, His Dark Materials, Sea, Walking Dead, nu știu, văd care reușesc să fac la sfârșitul sezonului, care reușesc să mai vorbesc despre ele, Titans, încerc, filme, vizionare plăcută. Urați-mi drum bun, pa, da, pa, da, pa, da, pa.